Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre briefingul de presă organizat de consilierii municipali PSRM cu tema detalii privind mafia parcărilor din Chișinău. Acest aspect vom încerca să-l elucidăm împreună cu Vitali Mucan, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, domnule Mucan. Bună seara. Și Anton Leațchi, de asemenea consilier PSRM în CMC. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Domnule Mucan, haideți pentru început să explicăm telespectatorilor care sunt cu ochii pe noi la această oră prin ce a fost necesară organizarea acestui briefing de presă astăzi cu o denumire foarte sugestivă, mafia parcărilor din Chișinău. Deci, săptămâna trecută, dacă nu greșesc, a apărut anunț pe site-ul Chișinău MD. Deci, cu privire la dezbateri publice pe marginea proiectului de regulament de funcționare a parcărilor și parcajelor auto cu plată în municipiul Chișinău. Deci, dacă ne uităm o leacă înapoi, care a fost istoria? Da, vă rog. În 2015, în luna noiembrie, a apărut proiect de decizie cu privire la aprobarea contractului cu compania Park Lane System. Atunci, prima dată, noi am văzut contractul dat, deci la consiliere a apărut contractul dat cu 3 zile înainte de ședință, dar totuși noi am reușit să o studiem, am deschis paranteză la contractul acela, am sesizat opinia publică cu privire la contractul dat, am arătat toate punctele care sunt neclarități sau care sunt în defavoarea municipiului și a cetățenilor și contractul dat nu a trecut atunci. Pe urmă, a mai apărut odată contractul dat în ordine de zi. Și a treia oară, acum a apărut ultima ședință a Consiliului, apare în ordine de zi, include primarul general, la insistența primarului general, include consilier din partea liberalilor Ion Ciban. Deci include proiectul dat împreună cu regulament. Noi am fost împotrivă și nu a fost aprobat această decizie. Și de acum noi ne-am pomenit cu dezbaterile publice acestea. Da. Deci ei cum încearcă? Încearcă că noi am arătat că contractul dat este foarte defavorabil pentru municipiul Chișinău. Ei l-au lăsat într-o parte și acum vor să treacă regulament. Deci regulament, ce înseamnă regulament? Regulament e baza, e legalizarea contractului dat cu Park Lane System. Că chiar și astăzi, că primarul nostru a comunicat că contractul ilegal, toate instanțele de judecată au dat câștig de cauză, deci el minte o leacă că prima instanță a dat câștig de cauză. Noi ne-am adresat consilierii municipali, împreună cu societatea civilă, ne-am adresat în judecată, deci este decizia judecătorii sectorul centru unde avem câștig de cauză. Pe urmă, Curtea de Apel anulează decizia primei instanțe și scoate de pe rol cererea noastră. Mai departe, noi ne-am adresat la Curtea Supremă de Justiție și sperăm ca să fie pozitivă. Da, domnule Let, haideți să vorbim despre anul 2015, mai exact despre octombrie, atunci când s-a desfășurat concursul privind selectarea partenerilor privați. În ce context are, de fapt, loc acestea și de ce tocmai aceste instituții? Pentru că, remarcați și astăzi în cadrul acestui briefing, existase alte două care propuneau un preț mult mai accesibil. Deci dacă vorbim despre concursul care a fost făcut, deci trebuie să menționăm faptul că compania dată Park Lane System a fost creată cu 40 de zile înainte de concursul licitației care s-a petrecut. Ceea ce ne arată că compania dată este alcătuită din două companii offshore.
Deci noi cunoaștem că în momentul în care compania este offshore, deci schimbarea proprietarului devine foarte ușoară. Pentru, deci noi ne putem străzim că parcarea din orașul Chișinău administrează o companie, da, sau o personalitate care chiar și trăiește în Republica Moldova, despre care astăzi a fost și vorbit despre în briefing. Dar doamnii din mai sus au menționat că este o informație greșită. Dacă vorbim despre condițiile pe care, la care au fost desfășurat acest concurs, deci nici care companie din Republica Moldova nu putea să participe la acest context, pentru că a fost stabilită sumă de 100.000 de lei, care inițial este suma care nu dispune nici o companie din Republica Moldova. În mod normal, deci, în acest sens, companiile din Republica Moldova au fost defavorizate de acest tender și n-au putut să participe. Cu mult mai atât, în chestiile contractuale, deci se vorbește că primăria municipiului Chișinău va primi doar 10% de la veniturile care va acumula această companie. Aceasta înseamnă ce? Înseamnă că oricare companie n-ar veni din străinătate, n-ar veni în orașul Chișinău pentru administrarea parcajelor, deci municipalitatea va primi doar 10%. Este din stat un contract cu abateri din legislație, pentru că despre care parteneriat public-privat putem să discutăm dacă municipalitatea este defavorizată chiar și în suma aceasta. Cu mult mai atât, primăria municipiului Chișinău trebuie, în momentul dat deja, o construit deja parcările, ceea ce vorbește despre etapa 1, 2500 de parcări și mai construiește pe Bulevardul Ștefan cel Mare parcări din banii proprii și din banii luați în credit, care vă urmează să achite pe cetățenii orașului chișinăuieni. Cu mult mai atât, compania care vine, practic nu achită nimic pentru chirie acestor spațiu, deci pentru construcția acest spațiu. Toate sursele financiare care necesită, începând de salubrizarea, iluminarea, deci reparația, ține cont de primărie municipiului Chișinău. În acest sens, noi apar mai multe întrebări. Da, chiar vroiam să ajungem la acest subiect abordat de domnul Leațchi. Domnul Mucan, cum este posibil ca primăria să achite energie electrică, să facă curățenie pe aceste spații? Asta și întrebarea. Pomeneați ceva mai devreme și despre contract. Da, deci în contract este stipulat că chiar și astăzi la ședința operativă, așa numită ședința operativă a serviciilor din municipiu, am asistat la un show, la un circ, iar aranjat de către primar, jumătate de oră să stăie toată lumea. Ca să înțelegeți corect, toți conducătorii sub diviziunea a primăriei, a municipiului, azi jumătate de oră au stat și s-au uitat un film. Deci noi așa gestionăm orașul, așa gestionăm. Oamenii de pe loc nu pot să primească indicații, deci orașul luni dimineață nu poate să iasă la lucru, să pornească lucruri de la o luni și trebuie să stea jumătate de oră și să asculte un filmuleț despre Marie Le Pen sau Angela Merkel. Dar nu despre asta, astăzi noi discutăm despre parcări. Da, despre parcări. Deci cu contractul, primăria, în contract este stipulat. De ce noi suntem împotriva contractului dat? În contract este stipulat că primăria își e obligațiunea de a amenaja, deci punctul 3.1 va amenaja numai puțin de 2500 de locuri de parcare din partea centrală a municipiului Chișinău. Mai departe, prestatorul a aprobat, deci toate cheltuielile directe pentru întreținerea acestor parcări îi revine municipiului. Primarul a spune că noi o să avem 50% din profitul. Eu nu cred în asta. Cum noi putem să avem 50% dacă noi facem curat, amenajăm toate lucrările pe seama noastră și din partea prestatorului de servicii vine numai o persoană la 1000 de mașini sau cât acolo la 500 de mașini cu un dispozitiv. Atât. Toate investițiile din partea așa numitului investitor. Deci el din start contractul dat este în defavoarea municipiului Chișinău.
Haideți să vorbim un pic despre strada Vasile Alexandrei și Negruții. Acolo urmau să fie deschise mai multe locuri de parcare. Domnule Leanțchi. Deci, dacă vorbim despre aceste străzi, noi am văzut primul etapă când primarul general împreună cu Druxel al Gămărieschi, deci făceau aceste parcări și reparau, reconstruiau aceste străzi ani de zile. Toate aceste străzi reconstruite, i s-a cerut în plus la ceea ce s-a dat banii, alocații financiare, pentru că atunci chestiile foarte simple. Atunci când un proiect se tinde mai mult de un an sau mai mult de timp decât este trebuie să fie. Da. Deci numai decât apar careva cheltuieri suplimentare. Atunci și numai atunci agentul economic sau firma care face lucrări, deci poate să ceară în plus alocări financiare. Deci este stipulat în mai multe chestii de managementul financiar așa mai departe și aceste persoane s-au profitat de chestiile astea și au cerut mai mulți bani și unde bani s-au dus nu știm, nu cunoaștem. Cu mult mai atât, dacă vorbim despre parcările care deja sunt construite acolo, Vasile Alexandrie, deci strada Negruță, haideți să dăm o întrebare. Deci parcările au fost construite din banii municipali. Înseamnă că municipalitatea sau municipalitatea le administrează sau ele sunt gratuite pentru parcare și pentru îmbunătățirea traficului pe aceste străzi. În momentul în care deci parcările sunt folosite altfel decât pentru necesitățile chișinăuienilor. Deci noi vedem o situație foarte interesantă. Primăria investește, primăria face tot, primăria ia credite, granturi și așa mai departe, face toate lucrările, amenajează, dar vine careva agent economic care administrează. Deci este un contract cu toate abaterile. Posibile, da? Eu vreau să adaug. Deci, cu privire la Vasile Alexandrie, Negruță și acum avem și Ștefan cel Mare. Cu Vasile Alexandrie și Negruță avem dispoziția din 10 martie 2016, unde punctul 1, locurile va fi amenajate locurile de parcare, parcări în spic și parcări în paralel. Ca să înțelegem corect cu toții. Conform acestei dispoziții, nu se rezolvă problemele orașului, nu se rezolvă probleme cu parcări, bine, dar noi, în primul rând, se îngustează drumul, doi, se îngustează trotuarul, noi pentru și care e ideea principală a acestui contract și acestui regulament? Să descărcăm orașul, centrul orașului, să nu vii oamenii în centrul orașului și să lese mașina la periferie și să ajungă cu transport public. Dar noi, de fapt, avem că se construiesc mai multe parcări și fix așa cum stăteau Sulaiman Alexandrie. Înainte nu staționau automobilele pe trotuare sau pe marginea drumului. Acum staționează că sunt amenajate parcările, mașini pe autoturismele pe jumătate iese în drum. Deci noi iarăși încărcăm centrul orașului și ca rezultat să fie mai multe ambutiaje și mai multe probleme pentru pietoni. Noi, mai departe, cu Ștefan cel Mare. Poziția noastră fermă că Ștefan cel Mare nu trebuie să aibă parcări. De ce vă lămuresc? Când s-au anulat rutele de microbuse din centrul orașului, de pe Ștefan cel Mare, a fost ideea ca să descărcăm strada traficul Ștefan, traficul. Să lăsăm numai troleibuse și autobuse prin centrul Chișinău. Dumneavoastră, vă închipuiți, dacă pe marginea drumului a să fie parcat automobilele, dacă vine, merge troleibusul, transport public, troleibusul, autobusul, peste fiecare 5-10 minute a să iasă câte o mașină și bine, oamenii care sunt mai bine conduc mașina, a să iasă repede. Dar oricum, se oprește troleibusul, iar noi avem ambutiaje, avem probleme în centru și de asta și noi spunem că nu trebuie să fie parcări pe strada principală Ștefan cel Mare. Doi la mână, că fluxul de pietoni pe strada Ștefan cel Mare e foarte mare. Și noi acum îngustăm trotuarul cu 3 metri. Iar a să fie probleme, a să fie blocări, mai sunt gherete, mai sunt alte probleme în centrul Chișinău. Și în ce transformăm noi centrul Chișinău? Principala stradă a capitalei.
Și în loc, noi de ce, poate să vorbim mai încolo cu parcă, noi de ce venim cu ideea că nu așa se rezolvă problema cu parcări? Problema cu parcări se rezolvă prin construcția parcărilor multietajate. Bine, poate și e bine, de exemplu, să facem parcări cu plată sau să punem semne că parcarea interzisă în centrul Chișinău. Dar oamenii trebuie să aibă alternativă. Și de asta e necesar, de un mod de urgență, de construit parcări multietajate sau subterane. Domnule Leanțchi, am o cifră și vreau să o verificăm împreună. Se preconiza 2500 de locuri de parcare în centru, da? Da. Unde sunt acestea? Sau cum urmau ele să fie distribuite? Deci, locurile de parcare sunt în centru, Chișinău, deci strada Ștefan cel Mare, strada Negruțe, strada Vasile Alexandrie, strada 31 august. Doar pe trotuare, ce spunea domnul Mucan, da? Nu vorbim aici de amenajarea unor anumite edificii supraetajate. Deci, îmi pare foarte rău de concepția asta care a fost creată de parcările cu... Deci, în locul de trotuar să facem parcări. Deci, sunt momente unde este rezolvarea aceasta este bună, dar în mai multe chestii este nu prea corectă. Pentru că dacă vorbim despre centru istoric a orașului Chișinău, deci ca strada Ștefan cel Mare sau strada Vasile Alexandrie, da, într-adevăr, noi trebuie, din punct de vedere unei persoane care posedă automobil, deci trebuie să fie amenajate parcări pentru ca persoana să vie la lucru și cu mașina. Dar trebuie să ținem cont de oamenii care zilnic trec cu troleibuze și sunt mai mulți oameni care trec cu troleibuze. Și noi am spus că trebuie să fie amenajată un drum special pentru transport public, unde persoana urcă în troleibuz și circul mult mai repede, pentru că toate îmbutuiajele se fac din cauza că mașinile sunt parcate pe marginea drumului și așa mai departe. Deci ar fi o soluție, deci crearea parcărilor în zona centru multietajate. Cu mult mai atât, deci dacă vedem construcțiile în ultimii 10 ani a blocurilor locative, deci noi vedem că ceea ce este stipulat în lege ca numărul apartamentelor, deci trebuie să fie 80% trebuie să fie acoperite cu parcările subterane, ceea ce nu este astăzi, nu sunt preconizate. Dacă vorbim despre parcările din centru, haideți să facem, eu astăzi am arătat o cifră foarte interesantă, deci 2500 de locuri de parcaje, deci în medie hla să fie 10 lei, pentru că o să fie într-adevăr cum vreo 15 cred că o să pui, dacă o să treacă acest regulament. Deci înmulțim cu un an, se primește cifra 3.300.000 de euro anual de la 2500 de parcare. Dacă vorbim despre 25 de ani pe la care dorește primarul să încheie contractul, este cifra variază până la 85 de milioane de euro, 25 de ani. Cu mult mai atât, în acest contract este spot o chestie foarte interesantă. În momentul în care primăria municipiului Chișinău aș dori să rezileze acest contract, deci primăria municipiului Chișinău va achita 25% deci din venitul, și se primește o cifră foarte enorm de mare, se primește cifră milioane de lei, de euro, care trebuie să fie achitate în favoarea unei companii despre care noi nu cunoaștem nimic. Chestiile foarte interesante. Domnule Mucan, atunci când vorbim despre aceste parcări, haideți să vorbim și despre pietoni. Ați enunțat un pic mai devreme. Ce se întâmplă cu ei? Le sunt îngrădite până la urmă accesul pe străzi, pentru că uneori, din cauza acestor automobile, nu poți ca să ajungi dintr-un capăt a străzii în celălalt. Pentru că această problemă a existat mai de mult timp. Dacă ne aducem aminte, cei de la primărie, în persoana primarului Chertoacă, au dat-o în bară și atunci când au creat aceste piste pentru cicliști care duceau direct într-un perete sau într-un pilon. Să fie clar pentru toată lumea, proiectul de regulament, cât și contractul, deci proiectul de regulament e baza, e legalizarea contractului semnat. Deci regulamentul și contractul nu rezolvă probleme nici pietonilor, nici conducătorilor auto. Mașinile, cum au fost parcate pe marginea străzii,
Armean, noi luăm centru. Ca exemplu, da. De exemplu, strada Armeană, pe Alexandrie, unii s-au îngustat trotuarele. Fix așa, mămicile cu cărăcioare sau persoane cu dizabilități sau pur și simplu pietoni n-a să aibă trecere. Pentru șoferi, cum pun eu mașinile pe Armeană, așa și-a spui. Numai că ați trebuie să fie achitată taxa de 15 lei pe oră. Deci, noi ce rezolvăm? Eu înțeleg așa, că dacă există, de exemplu, un proiect de, cu ideea asta de a scoate mașinile din centrul orașului, atunci trebuie să fie întrebarea asta rezolvată în ansamblu. Bine, omul n-are, nu poate să pui mașina în centrul orașului. El trebuie cumva să ajungă în centru, sau la serviciu, sau la, la școală, sau chiar în, la piață. Dar ca să ajungă, trebuie să circule transport public. Transport public noi nu avem, autobusele nu avem, rutierele nu avem, rămâne numai troleibusul. Deci persoana nu poate fizic să ajungă la destinație, în centrul orașului. Automat, el tot așa să fie nevoit ca să ajungă cu automobilul propriu. Numai că îți trebuie să achite bani. Deci, scopul principal a acestei idei este scurgerea de bani din cetățeni, de la mine, de la dumneavoastră, de la alți conducători auto. Dar pietoni, în schimb, n-ați primească nimic. Noi am văzut, dacă pe Ștefana înainte nu staționa automobil și putea lumea să plimble, să mai era aer mai curat, noi ne-am pomenit astăzi cu ce? Că toate arborile s-au defișat, în loc de arbori defișați au fost construite parcări și a să stăie automobilele, care a să fie achitați și banii n-a să meargă în municipiu, dar ar să meargă în buzunar la companii offshore. Domnule Leanțchi, haideți să vedem, atunci când vorbim despre parcări multietajate, există premize reale că ele să fie construite în Republica Moldova, în mod special, iată, la periferie, domnul Can enunța o teză foarte interesantă, ar fi cazul ca automobilele să aibă loc de parcare în periferie sau chiar într-o anumită zonă pentru a putea circula liber în celelalte. Deci, pentru că ca să construim parcările multietajate, trebuie să identificăm, în primul rând, locul pentru parcări. Da. Deci, dacă vorbim despre sectorul centru, deci vorbim despre Ismail, intersecție cu Ștefan cel Mare și mai jos. Deci, acolo sunt foarte multe automobile. Vă scuzați că vă întrerup. Aici, primăria a sondat terenul, există discuții pe marginea acestor probleme. În viitorul apropiat ne-am putea aștepta la o soluționare a ei? Deci, la moment, da. Primăria municipiului Chișinău își face obligațiune față de parcările pe marginea drumurilor. Deci, asta este soluția care a venit, cu care a venit Chirtoacă. Este soluție foarte proastă. Deci, am spus anterior și colegul meu. Da. Deci, trebuie să facem un plan și un proiect strategic pentru parcările în municipiul Chișinău. Deci, dacă vorbim despre parcările multietajate, trebuie să identificăm zonele unde sunt aglomerate. Deci, piața sau centre comerciale unde vin oamenii, unde se parchează automobile. Eu am arătat o zonă în centrul capitalei, unde s-ar putea deconstruit o parcare multietajată. Probabil că a fost așa idee, deci să fie construită o parcare multietajată pe strada Ismail mai jos de Ștefan cel Mare. Probabil că a fost. Dar a fost distrusă pentru că când agentul economic vine și se propune, haideți sincer, haideți cinstiți să facem chestiile economice, lumea vede că n-ar câștiga cineva, n-ar să pui în buzunar mai mult. Și chestia asta cu parcările, deci să înțelegem foarte clar trebuie, că parcările va fi nu numai pe străzile principale a orașului, parcările să fie și în cartiere locative. La moment dat, cartiere locative sunt supraîncărcate cu mașini. Dar o să fie tot aceeași chestie. O să fie construite parcările, deci astăzi mașinile sunt puși pur și simplu în cartier, mâine o să fie puși în sens, o să fie construite careva parcări, careva zone de parcări și o să fie puși acolo mașini. Și lumea o să achite tot așa, câte 500 de lei, câte 2500 de lei pentru aceste parcări.
Deci, întrebarea între ei e că n-ați fi construit. Da. Deci, dacă îmi permiți. Da. Chestia asta îmi duce aminte un rege care spune că vine la... Trebuie să îngrămădim mai mulți bani și atunci slujii spun că, domnul rege, nu putem să ridicăm impozitele în țara asta. Haideți... Atunci rege spune că strângeți de la fiecare om câte un bănuț. Și se îngrămădește. Chestia asta cu parcări tot așa. Deci, eu am spus anterior că 85 de milioane de euro se grămădește numai de la 2500 de parcări în centru. Închipuiți-vă că în Chișinău întreg sunt preconizate deschiderea de circa 25.000 de parcări. Și în momentul în care va fi parcări, o să fie obligațiune de la poliție sau de la alte organele ca mașinile care nu sunt parcate regulamentar să fie amendate. Haideți să vedem cifra, că foarte interesantă. Deci, da, chiar vă rog. Chiar în Europa, da? Deci în momentul în care sunt create careva parcări, trebuie să fie ce? Situația economică trebuie să fie, da? Deci dacă este o parcare, deci trebuie să fie cineva să parcheze. Dacă nu parchează nimeni, oamenii parchează alături, înseamnă că poliția rutieră vine și pune o amendă. O amendă ca astăzi. Cât costă, Vitalie? Pentru parcare 500 de lei. Lasă-i 500 de lei. Deci, 500 de lei de la o mașină. Eu țin minte și toți cetățenii care sunt aici, chiar și am parcat și singur. Deci, strada 31 august, au fost făcute parcări așa tot, cu năsip și așa mai departe. Deci, acolo sunt foarte multe locuri unde parcarea este interzisă. Și atunci când este locul pentru parcarea, trece poliția rutieră și face amendă. Oamenii o să fie obligați să parchează locurile date. Autorizate. Înseamnă că tot o să fie trimiși. Domnule Mucan, haideți să revenim un pic la aceste parcări din cadrul curțelor. Da? S-a discutat pe parcursul săptămânii trecute și nu doar că va exista o taxă pe care va trebui să o achite șoferii și așa mai departe. În ce constă de fapt această soluție? Da, deci eu vreau să atrag atenție telespectatorilor la următorul punct din contract. Că prestatorul, primărie, în termen de 26 săptămâni, semnări priză în bază schemă, va amenaja locuri de parcări. Având în vedere parcările intercartiere, să înțeleagă toată lumea că tot acolo unde stau acum automobilele, tot acolo a să fie luată taxa. Deci toți oamenii care au automobile a să achite taxa. Pentru nimic. Firma asta din Austria nu investește nimic. Primăria este obligată să amenajeze locurile de parcare. Primăria, neavând bani, a să elibereze autorizația de parcare pe locurile care există. Chiar în Ogrăț, unde au fost singuri cetățenii, o amenajat locuri de parcare, a să fie luată taxa. Deci, totodată vreau să atrag atenție că persoanele când a să vie acasă, a să achite taxa, a să iasă undeva în oraș, a să oprească la piață, a să fie luată taxa, a să vie în centrul orașului sau în toate sectoarele, a să fie luată taxa și oamenii a să fie nevoiți să achite iarăși din buzunarul lor la o firmă offshore bani din buzunar. Dar, iată, poate domnul Leanschi ne spune, dar o anumită siguranță ne este garantată chiar în cadrul curților sau chiar pe stradă? Deci, este acum... A provenit așa un regulament, cum a spus domnul Vitalie, deci despre modificarea deciziei Consiliului Municipal. Numărul și așa mai departe. Da. Eu nu sunt așa că aprobarea regulamentului privind parcajele, ca să nu știe lumea despre ce este vorba. Deci, în acest regulament spune două chestii interesante. Prima chestie, deci dacă dumneavoastră ați parcat neregulamentar și n-ați achitat în timp de 2 ore plată pentru parcarea, deci compania are dreptul să pune Să blocheze roți. Interesantă chestie. Are dreptul să evacueze automobilul dumneavoastră dacă dumneavoastră n-ați achitat. Și suma de reîntoarcere automobilului este 1.500 de lei. Dar totuși, totodată, compania este asigură și poartă responsabilitatea pentru, conform regulamentului, trebuie să poartă responsabilitatea pentru starea automobilului, deci
să fie întreg automobil, cum să fie dat, așa să fie primit automobil, deci să nu fie probleme. Dar nu se vorbește despre monitorizarea video, deci dacă vorbim despre stațiile și parcările cu plată, deci trebuie să fie pusă și supraveghere video, ca anterior să fie văzută cine și cum și care probleme pot apărea, pentru că într-adevăr pot apărea. Și cu mult mai atât, deci trebuie să fie o asigurare, deci în momentul în care persoana achită careva surse financiare, trebuie să fie stipulată relația între furnizor și persoană, deci că automobilul este asigurat pe timpul când el este plasat pe parcare, pentru că poate să fie alte diferite evenimente. Deci, un automobil care circulă pe stradă, careva probleme cu anumite aspecte, deci eu și cine va achita aceste bani? Domnule Mucan, atunci când vorbim de plăți, cum se vor face ele? Deci, plăți, e bine, prin dispozitive diferite, prin SMS, prin telefon, dar modalitatea de încasare a banilor nu e așa de important cum modalitatea de obligațiunile primării față de prestatorul de servicii, față de firma dată. Deci, toate cheltuielile poartă primăria pentru amenajarea, pentru întreținere, eliminarea și altceva. În caz de neamenajare sau ne... să luăm un exemplu, dacă iarna zăpadă, primăria în decurs de câteva ore trebuie să curăță locuri de parcare. În caz dacă nu curăță, prestatorul de serviciu are drept să adreseze pentru încasarea prejudiciului material cauzat. Deci, condiții contractului dat sunt foarte, foarte, foarte dure pentru municipiul Chișinău. Că dacă... Încă o întrebare. De ce contractul se încheie pentru perioada de 25 de ani? Că vine investitor și investește ceva în municipiul Chișinău, el nu investește nimic. Eu înțeleg, dacă, de exemplu, se acorda un spațiu și se construie o parcare multietajată, da, persoana juridică trebuie să întoarcă banii înapoi. Dar ei nu investesc nimic. Ei vin cu softul și cu dispozițiile pentru încasarea plății. Atât. Pentru ce noi trebuie să încheiem contract la așa condiții dure? Că în caz de reziliere contractului mai devreme, trebuie să achităm acolo 0,25% din venitul ratat. Da. Am văzut că vă făceați și unele notițe, vreau să completați ceva acest capitol pe care marca domnul Mucan. Deci, referitor la plățile, sunt toate posibile chestii de plată, începând de la cartelă cu site-uri și așa mai departe, dar ce este interesant încă o chestie, deci eu cred că posesorii automobilului nu aș dori ca datele personale să fie deschise altor companii străine, pentru că compania străină cere ca datele personale să fie după cererea lor să fie anunțate pentru companie, ca să ulterior să fie transmis careva scrisori de să primească bani, deci de chestiile de astea. Cu mult mai atât, eu vreau să vă spun că acest contract și această chestie este ca o șmecherie totală, deci dorința de a spăla bani, pentru că în momentul în care devie în orașul Chișinău o singură companie care prestează servicii de parcare, noi vorbim despre abatere de norme legislative, pentru că având în vedere că neexistența concurenței libere în primul rând, pentru că dacă vorbim despre parcajele în ogrezele, în cartiere locative, deci aici trebuie să ținem cont că astăzi, în momentul în care toate blocurile locative au fost date în privatizare, oamenii trebuie să își aibă posibilitatea de a lua teritoriul adiacent a blocurilor pentru chestiile importante. Deci,
Mai mult ca atât, deci nu este stabilit în regulamentul acest regulament, nu este stabilit cât va rămâne pentru terenul de joacă, pentru alte chestii, deci nu este stipulat nimic. Și mâine putem să trezim că curtea nu va fi deloc, pentru că va fi numai o parcare foarte mare și atât. Domnule Mucan, eu vreau să revenim un pic la tenderul desfășurat și la cei trei agenți economici și să vă întreb, cum se întâmplă că cei trei agenți economici propun 39... Asta e altceva? Asta, da, cu 39, da, să eu vă răspund cu 39. 38 și după aceea ca să fie majorat încă cu 13 milioane În cadrul briefing-ului de azi dimineață, deci au fost petrecut tender pentru reabilitarea, amenajarea. Deci un proiect a fost alocați bani din municipiul Chișinău, din bugetul local, au fost alocați 45,8 milioane lei pentru anul 2016-15. În cadrul acestui proiect au fost construite parcările pe marginea drumului. Noi avem la Doga, Mircea cel Bătrân, deci parcările astea toate din Chișinău au costat pentru bugetul municipiului Chișinău deci au fost alocați 45,8, au participat 3 agenți economici. Edilitate, care e întreprindere municipală, societatea pe acțiuni, unde municipiul deține 60% din acțiuni, X-Drupo, care este întreprindere municipală, și compania câștigător, Lucet Comerț. Deci au câștigat Lucet Comerț că au propus 31 de milioane și deodată în decembrie, pe 19 decembrie 2015, prin acord adițional, s-a majorat cu 13.751.000. Aici eu vroiam să ajung. Unde este logica atunci? Asta și este, așa se numește fișca a liberalilor. Deci compania dată, avem și alte acte dovezi că unde participă compania dată pentru lucrări, când efectuează lucrările în municipiul Chișinău, de reabilitare străzilor, mai la diferite lucrări. De cel mai mic preț și deodată, peste o lună, două, prin acord adițional, se majorează prețul cu mult mai mare decât ceea ce au propus alți agenți economici. Deci, în baza legii, dacă nu greșesc, cu 10% se poate de majorat prin acord adițional. Noi ce vedem? Că în decembrie, în nota informativă privind valoarea lucrărilor executate, suma totală 53 de milioane. Cum așa? 31 au fost și 53. Deci, chiar avem și asta, investigația jurnalistică, care a fost desfășurată de Centrul Investigației Jurnalistice. Și aici sunt mai multe întrebări cu privire la tenderul dat, la implementarea acestui proiect. Deci, și pe parcursul ultimului ani, Lucet Comerț a câștigat mai multe licitații în municipiul Chișinău, valoare de 175 milioane lei. Dar ne întoarcem la parcări. Da, vă rog. Deci, apare întrebarea firească. Deci, ei doresc să fie amenajate parcările între cartiere, intercartiere. Deci, apare întrebarea. Pământul sau suprafața asta intercartieră, a cui? Cui aparține? Deci noi acum trecem la asociația cu proprietari în condominiu. Având în vedere aceasta, în principiu, în condominiu, ograda sau teritoria asta adiacentă trebuie să fie a condominiumului, dar a să fie transmisă firmei pe 25 de ani. A doua întrebare. Deci noi am propus ca să fie amenajate câte 5 cartiere în fiecare an în tot municipiul Chișinău. Deci să câte un cartier să fie amenajat în fiecare sector. Amenajarea cartierului noi cum vedem? Că să fie făcut proiect
că, de exemplu, aici să fie amenajată parcarea, aici să fie amenajat teren de joacă, aici teren sportiv, aici alee da. Sau copaci sau spații verzi, dar noi să ajungem la aceea că cu cât mai mult locuri de parcare, cu atât mai mulți bani a să priei această firmă. Atunci ei a să insiste ca să fie teritoriul în ogradă să fie 100% parcare. Și noi să ajungem la ce? Că n-a să avem nici terenuri de joacă, nici stadioane sau careva sportive, sau spații verzi în ogradă. Da. Regia ne spune că mai avem 5 minute. Domnule Leațchi, care ar fi următorii pași ce trebuie întreprinși, pași logici pentru a soluționa problema? Care este poziția Partidului Socialiștilor? Deci, noi am venit cu o propunere, deci să fie... aici au venit cu regulament. Da. Regulamentul care stipulează clar că deci, să fie tot făcut pentru... Acest regulament scris conform contractului care au propus anterior da. Compania. Este scris fix ceea ce este scris în contract pentru ca să fie, cum a spus domnul că colegul meu, deci să fie... Să fie posibil dat în legalizat contractul, da. Deci, chestii careva pași. Deci, primul pas. Deci, trebuie să vedem cu parcările intercartiere, în primul rând. Ele nu trebuie să fie date la companie dată, în primul rând, și trebuie să fie date la locatarii care dorească să-și amenajeze aceste parcări. Noi ținem cont de legislația în vigoare care este în Republica Moldova și spune foarte clar că teritoriul de centru trebuie să fie dat locatarilor care au primit curțele care au luat casele în condominium și deci ei trebuie să vadă. Să fie parcare, să fie teren de joacă, să fie așa mai departe. Deci nu este astăzi la moment. Mai departe, cu parcările ăștia. Deci noi suntem contra ca în străzile principale, ca așa ca Ștefan cel Mare, să existe, chiar să existe careva parcări, pentru că este fața orașului Chișinău. Da, într-adevăr, parcările trebuie să existe, dar trebuie să identificăm locurile pentru parcările multietajate. V-am spus anterior că în centrul capitalei s-ar putea de făcut o parcare multietajată, dar nu numai una, mai multe. Acolo unde sunt mai multe automobile. Deci asta trebuie să facem. Nu trebuie să facem parcările din locul public, deci din trotuare și din străzile, ceea ce au fost făcut. Cu mult mai atât, deci cu regulamentul dat, trebuie să vedem regulamentul dat și să scoatem TET. Deci ca posibilitatea transmiterii datelor personale, ca blocarea roților și așa mai departe, ca evacuarea automobilelor. Deci ceea ce contravine legislația în vigoare. Da, ceea ce contravine legislația în vigoare. Deci chiar dacă o să fie un regulament, trebuie să fie două, trei regulamente. Deci prima, pentru parcarea intercartiere, pentru că acolo trebuie să fie parcări. Pentru parcarea municipală, deci dacă vorbim despre parcare multietajate, și pentru parcările care sunt pe marginea drumului, da, trebuie să fie, dar trebuie să facem acest treptat. Și cu mult mai atât, deci în momentul în care noi nu avem nici stres făcute și avem gropi, noi nu putem să propunem ceva la oameni. Trebuie să facem din tâi stres. Domnule Mucan, două minute. Parcările în curți trebuie să fie cu plată sau nu? E greu de spus acum, la momentul de față, că cu plată sau nu. Unicul eu pot să vă spun. Întotdeauna oamenii trebuie să aibă alternative. Deci trebuie viziunea complexă. Dacă totuși se decide că parcările în ogradă trebuie să fie cu plată, înseamnă că în apropiere persoanele trebuie să aibă posibilitatea de a parca fără plată. Deci noi suntem pentru aceea ca omul să aibă alternativă. Prima, una la mână. Doi la mână. Ca să fie parcările cu plată, de exemplu, în centru, atunci trebuie să lucreze transport public, ca omul poate să ajungă. Să mă credeți pe mine, dacă noi astăzi hotărâm întrebarea cu transport public, cu omul știind că el iese din casă la o anumită oră și ajunge la serviciu în transport public cu condiționere, cu condiții, să mă credeți că a fi deodată mai puține automobile în centru și în municipiul Chișinău. Dar dacă omul iese, de exemplu, tot din aceleași suburbii sau din sectoare și el știe că el dacă iese la ora 7, el nu știe la 8 să ajungă sau la 9 să ajungă la serviciu sau unde obștina să ajungă. Și asta e cea mai mare problemă. Vorbeam de pașii care urmează să fie întreprinși.
Deci, pașii, una la mână, noi prelungim cu judecata, dăm mai departe la Curtea Supremă de Justiție, mai departe, în cu regulamentul dat, noi oricum să participăm și să încercăm să ne clarificăm cu regulamentul dat, poziția noastră rămâne fermă că noi nu putem să aprobăm acest document, care este în defavoarea cetățenilor și a municipiului. Și mai departe, noi să insistăm ca să fie totuși identificate locuri pentru construcția parcărilor multietajate sau subterane, ca să și totodată mai departe cu să vedem pașii următori cu transportul public, că de transport public depinde mult. Până când noi nu facem regulă în transport public, noi nu putem vorbi despre descărcarea orașului. Pe această notă, punct ediției de astăzi, vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi, în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți și în continuare alături de echipa Accent TV. Pe curând!